Citește și crește! Mașina de gunoi Max. Roți mici, fapte mari. O poveste scrisă de Michael Engler, ilustrații Rene Amthor. Dimineața de vreme, în orășel, este încă întuneric. Cu toate acestea, sunt deja multe vehicule pe stradă. Mașini de livrări, mașini care mătură strada, mașini de poliție și, bineînțeles, mașini de gunoi. De după colț apare vioi micul Max, mașina de gunoi. Lui Max îi place foarte mult ceea ce face, deoarece își dă seama că orașul ar fi mult mai murdar fără el. Însă uneori nu are de lucru și stă de unul singur în zilele mohorâte și leneștri, se mai plictisește puțin. Max ajunge la un snack bar și tocmai ridică un tomberon. Când deodată, o mașină de poliție trece în viteză pe lângă el, cu girofarurile albastre aprinse și cu sirena țiuind. Max spune încet: ce frumos ar fi să prind măcar o dată un infractor, să fiu și eu mașină de poliție sau un detectiv particular. Apoi își amintește cât de importantă este munca pe care o face. Huruind și zornăind, Max ridică tomberonul de gunoi, îl scutură și îl colește, apoi se îndreaptă spre următoarea oprire. În fiecare dimineață, Max face un scurt popas la chioșcul domnului Benescu. Acolo este o priveliște frumoasă către piață, cu fântâni și lămpi stradale, bănci și copaci. Lui Max îi place de domnul Denescu, pentru că este mereu vesel, are gunoiul pregătit în mod exemplar și separat corespunzător. Dar astăzi domnul Denescu este supărat. El spune că în ultima vreme îi se tot fură ziarele. Nu își permite paguba asta, căci în curând nu va mai câștiga destui bani și va fi nevoit să închidă chioșcul. Max vede aceasta ca pe o bună ocazie de a fi detectiv și promite să-l ajute. În dimineața următoare, Max vede un bărbat cu un ziar sub braț, care se îndreaptă spre chioșc cu pași repezi. Max pune informațiile cap la cap. Cine are un ziar o să vrea precis mai multe și ar putea să le fure. El stinge farurile și pleacă în urmărirea bărbatului. Acum, acesta aleargă prin intersecție, grăbindu-se să treacă printre mașinile parcate și își trage pălăria în jos ca să-i acopere fața. Asta e chiar suspect, se gândește Max. Dar când ajunge la chioșc, bărbatul cumpără un ziar, apoi încă unul. Înseamnă că nu el este hoțul, admite Max. Și este bucuros că l-a urmărit în secret. O femeie cu multe bagaje trece grăbită pe lângă Max. În gențele ei se aud ceva zdrângănind, clincănind și zornăind. Max o băinuiește și pe ea. El pune informațiile cap la cap. Probabil că femeia fură ziarele pentru că îi place să care multe lucruri în genți. Pe lângă asta și-a ascuns și fața. Suspect, suspect! Max pornește motorul și o urmărește de la mică distanță. Când ajunge lângă chioș, femeia se oprește și privește nerăbdătoare în jurul ei. Aha, se gândește Max. Acum o să le înșface! Însă chiar atunci un taxi se oprește lângă trotuar. În timp ce femeia urcă mașina, șoferul îi pune gențile în portbagaj. Max recunoaște. Nu e nici ea hoața. Bănuielele mele nu s-au confirmat nici de data asta. În următoarea dimineață, Max face o pauză la chioșc. Nu mai găsește niciun suspect. Totuși, cine fură ziarele? Nici o persoană cu suflet bun nu mi-ar face rău domnului Denescu. Iar astăzi au dispărut din nou câteva ziare.
Când apar niște copii ca să cumpere bomboane, Max se gândește dintr-o dată. Oare ei sunt toții? Copiilor le place să facă farse. Pune el informațiile cap la cap, poate că a spus în ziarele doar ca să se amuze. Vom afla mâine mai multe, îi murmură el, conspirativ, domnului Dănescu. Mâine? Întreabă acesta. Apoi Max își continuă traseul, ia următorul tomberon, îl ridică, îl scutură și îl golește, fără să mai suspecteze pe cineva. În următoarea dimineață, Max îi urmărește în secret pe copil, încercând să meargă cât mai silențios. Ei râd, fac echilibru pe borduri, cântă și sar în vâltoace țipând, deci se distrează pe cinste. Apoi se îndreaptă spre chioșc. Aha, se gândește Max, am avut dreptate până la urmă. Însă copiii au trecut pe lângă chioșc fără să se oprească, în drumul lor spre școală. Max privește în urma lor gândind. Deci, nu au fost nici ei. Acest gând îl liniștește. Însă când trece din nou pe lângă chioșc, află că ziarele au dispărut din nou. Gânditor, Max parchează lângă trotuar. Cine trece pe aici dimineața atât de devreme? Se întreabă el. Și, înainte de toate, cine vine aici înaintea mea ca să fure ziarele? La mică distanță, vede mașina de măturat praf care se deplasează zgomotos pe o stradă laterală. Desigur, se gândește Max, mașina care mătură praful. Cum am putut să uit de ea? Însă apoi Max stă și chipzuiește. Oare mașina de măturat ar fura ziarele? Se întreabă el. Sau ele se prind în perii și le aspiră din greșeală? Este ceață și începe să plouă, în timp ce Max urmărește mașina de măturat. Asta e bine, își spune Max. Pe vremea asta n-o să mă observe. Însă mașina de măturat nu îl bagă în seamă. Mătură gunoiul, aspiră mizeria și își rotește perile cu repeziciune. Max nu se descurajează. El continuă să urmărească mașina de măturat praf. Cine știe, poate are câteva șirietlicuri pe care eu nu le cunosc, se gândește Max. Și are dreptate. Deodată, pe partea cealaltă a străzii, vede mașina de măturat care prinde ziarele în perii, le rostogolește și le aspiră. Ziarele! Șoptește Max. Ce face cu ele? Se îndreaptă într-un suflet într-acolo. Din muntele de ziare ies câțiva pui de pisică, somnoroși și înfricurați, râscând și tremurând. Max se plimbă înainte, înapoi și iar înainte, punând informațiile cap la cap. Apoi rezolvă misterul. Este rece, iar pisicuțele îngheață de frig, așa că ele iau câteva ziare în fiecare noapte ca să le transforme într-un culcuș cald și protector. O, bietele pisicuțe, se gândește el în următoarea clipă. Bujiile îi se încălzesc, iar farurile luminează blând. Sunt sigur că domnul Dănescu va fi înțelegător. Domnul Dănescu chiar a fost înțelegător și s-a bucurat că Max a rezolvat misterul ziarelor pierdute. Misterul ziarelor dispărute. Acum, dimineața, nu-i mai lipsește niciun ziar pentru clienții lui. Iar lui Max i-a venit o idee pentru pisicuțele care îngheață de frig. De acum, le va lăsa să stea zi de zi în cabina lui, unde este uscat și călduț. Alături de pisicuțe, Max nu se mai plictisește pe turele lungi în zilele norate și leneșe, pentru că Max le povestește cât de palpitant a fost misiunea lui de detectiv.
iar ele își țin urechile ridicate și observă curioase împrejurimile. Căci nu se știe când va apărea următorul mister de rezolvat. We'll be right back.